Salutare, fraților! Bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu AC Milan. Înainte de a începe, aș vrea să vă rog să dați un like, un share, un subscribe, un comentariu și prin asta mă veți ajuta enorm, așa aș ști că vă place ceea ce fac. Haideți să-i dăm bătaie cu ce avem de făcut astăzi. Avem două meciuri destul de greuțe. Acum nu știu ce să fac, să joc și cu Salernitana și Verona sau să simulez și să joc cu Roma. Asta rămâne de văzut. În prima fază avem meci cu Chelsea, debutăm în UEFA Champions League. Sper să facem o prezență frumoasă. Astăzi vom începe cu Menian în poartă, Fernandez, Tomori, Simon Kjær și Calabria pe linia de fund, Tonali, Bennacer și De Ketelaer. La mijloc, Leo, Ronaldo și Messi în atac. Avem un trident ofensiv destul de bun. În 3 meciuri avem marcate 8 goluri. Stăm bine, aș putea spune. Man, San Siro e full. Să-i dăm bătaie. Începe primul meci din grupa noastră de UEFA Champions League. Jucăm cu cea mai grea adversară din grupă. Nu e un meci de speriat, adică nu-l văd chiar așa complicat. Dar vedem ce va fi. Acum Tomori ratează. Ratează o alunecare, dar Simon Kjær rezolvă situația. Frank Lampard, legenda. Bennacer se apără bine acolo. Tomori pasează bine pentru Davide Calabria. Calabria urcă bine, Calabria. Calabria copasă pentru Rafa Leao. Rafa Leao pentru Messi. Messi întoarce mingea pentru Calabria. Calabria cu o centrare, dar nu găsește pe nimeni acolo Calabria. Sandro Tonali acum. Tonali cu un șut de la distanță se duce puțin peste poartă șutul lui Tonali. Al nostru tânăr promițător. Cred că a luat galben. Adică nu l-a luat încă, dar probabil când se va opri meciul va fi galben pentru Messi. Simon Kjær acolo intervine încă o dată bine. Schimbă partea foarte bine Simon Kjær. Tonali acum. Tonali pentru Theo Hernandez. Theo Hernandez pentru Ronaldo. Ronaldo pentru De Ketelaer. Oleu, și am zis că se duce Messi acolo. Am greșit-o pe asta, e ok. Sterling. Chilwell deposedat, nemaipomenit de Calabria. Messi greșește pasa acolo. Nu, nu. E ok. Ismael Bennacer ia galben. O să bată scurt, probabil. Șutează marele șutor, Aubameyang. Ce cap ai, zici că e Pepe, ne refuza la export. Calabria.
Pasează bine pentru Bennacer. Bennacer îl găsește pe Ronaldo. Ronaldo acum către De Ketelaere. De Ketelaere pentru Rafa Leao. Rafa Leao întoarce mingea pentru Tonali. Este blocat acolo Tonali. James. Kanté pentru Lucas Vázquez. Dar îl avem acolo pe Ismael Bennacer. Intervine bine. Da, cum spuneam, Messi a luat și el galben și acum Messi pasează pentru Ronaldo, gol! 1 la 0, minutul 42. Cine s-ar fi gândit ca Messi să-i dea lui Ronaldo pasă de gol? Eu cu siguranță nu. Hai o să-l băgăm și pe Serginio Dest. Un pic așa. Oricum o să fac puține schimbări la pauză. O să-l scop pe Bennacer și îl bag pe Sangare. Asta sigur. Și dacă stăm bine în repriza a doua, probabil o să-l bag și pe Rebic în locul lui Leo. Ce intervenție are acolo Menian. Scăpăm. Scăpăm ușor. Se apără bine Dest. Prima lui interacțiune cu mingea. Lucas Vázquez șutează pe centru, dar apără Mike Maignan. Și sfârșit de primă repriză aici pe San Siro. 1-0 la pauză. Gol marcat de Ronaldo din pasa lui Lionel Messi. Stăm bine pentru început. Hai să facem un pic de schimbare aici. Dar fac altceva, îl bag pe Sangare locul lui Bennacer. Ronaldo joacă și în bandă. Facem așa. Și îl băgăm pe Baciuai. Și cred că îl băgăm și pe Rebic sau Krunic. Hai să-l băgăm pe Ante Rebic și dacă e ceva le reglăm pe parcurs. De asta e, nu pot să fac altceva. Că sunt curios. N-aș putea să fac asta. Much better. Începem a doua repriză. Am făcut câteva schimbări. Teo Hernandez acum. Tonali. Tonali pasează pentru Sangare. Sangare driblează bine Sangare, dar este faultat. Picayo Tomori, urcă Tomori, nemaipomenit, Tomori în careu. Tomori intră în centru, Tomori, șut, apără Mendy. Cât pe ce Tomori să înscrie împotriva fostei sale echipe? Hai băieți, hai băieți, hai de. Wow! 1 la 1. Apără Menian în primă fază, dar nu s-a putut mai mult. Baciuai. Baciuai și el trecut pe la Chelsea. Bine, mare parte a fost jucătorul lui Chelsea, dar dacă mă întreb pe mine, niște dobitoși că l-au ținut mai mult împrumutat. Da, asta e ceva ce nu ne interesează pe noi. Bun, bună intervenția lui Serginio Dest. Dest, Dest, ah, mamă, dacă puteam să dau pas acolo mai repede, era genial. Dest intervine superb. Sangare. Sangare pasă pentru Ronaldo. Ronaldo nemaipomenit dribblingul lui Ronaldo acum.
Ronaldo încearcă să centreze, dar este blocat de Koulibaly. Pasăm acum pentru Rafaleao. Rafaleao centrează Sangare cu capul. Apără Mendy. Câștigă bine posesia acolo Rebici. Ronaldo. Ronaldo șut din unghi. Apără Mendy. Centrăm cu Tonali. Rafaleao nu reușește să ajungă la balon. Tomori, depozedat de Sterling. Enzo Fernandez pasează în bandă pentru Pulisic. Pulisic urcă bine, pasează pentru Aubameyang. Apără Mike Maignan. Îl băgăm și pe Rade Crunici. Blochează Tonali acolo, încă un corner pentru Chelsea. Test încă o dată, pasează bine pentru Tonali. Tonali pierde posesia Tonali, nu înțeleg de ce s-a dus așa prost. Kanté șutează în brațele lui Maignan, conaționalul său de la Naționala Franței. Bacuai pasează bine pentru Rafaleao. Rafaleao pentru Teo Hernandez. Teo Hernandez pentru Bacuai. Bacuai intră în centru. Bacuai șut. Bacuai. Tonali încearcă acolo o foarfecă. Dar final de meci. 1-1 pe San Siro. AC Milan Chelsea. S-a jucat bine, a fost un meci destul de interesant, cu ocazii, ne-am descurcat, nu e capăt de drum, e un egal, un punct, e ok. Am făcut echipa pentru meciul cu Salernitana, vom juca cu Mike Maignan, Hernandez, Tomori, Simon Kjær, Davide Calabria, Rade Crunici, Ibrahim Sangare, Brahim Diaz, Messi, Baciuai și Ante Rebic. O să simulăm meciul. Repede așa, bam, bam. Batem 4-1. Baciuai iar roșu, nu-mi vine să cred. Până la pauză. Bă, prost ești, mă. Bă, prost rău. Și avem un gol marcat de Baciuai, unul de Calabria, unul de Crunici și unul de Messi. Batem 4-1 în simulare. Acum mai avem o simulare cu Verona. Nu-mi pică bine că a luat tantalouă la roșu. Mă obligă să-l joc pe Ronaldo. Suntem în campionat, suntem pe locul 2, cu un joc în minus, în spatele lui Lazio. Roma e pe 5, hai să vedem cum stă un pic clasamentul. Cremonese pe 7. Nici nu-mi vine a crede. Bine, hai să nu ne pripim, că poate ne facem de râs acum cu Verona în simulare. Deși n-ar trebui. Bun. Hai să-l simulăm așa pe ăsta. Batem 3-0. Hat-trick Ronaldo. Bun. Bun. Stăm bine. Trebuie să facem oricum.
Bacioai e valabil. Ce să vezi? Bacioai va sta rezervă în meciul ăsta, pentru că așa vreau eu. Hai să vedem. Facem și schimbările pentru un meci și dăm bătaie. Ideea e că vom începe în felul următor. În locul lui Messi va intra Rebic pentru că Messi e obosit. Îl vom băga aici. Îl băgăm și pe Selemakers. Ăsta cred că o să-l jucăm direct în locul lui De Ketelaere. În locul lui Ronaldo va juca Ibrahimovic, pentru că Ronaldo e obosit. Ronaldo, da, e un pic obosit. Cum și în ce fel să mai facem? Și fundașii mei centrali sunt un pic. De fapt, toți fundașii mei, nu doar centrali. Îl băgăm și pe Dest. În locul lui Calabria. Îl băgăm pe Kalulu, în locul lui Simon Kjær. Hai să-l jucăm și pe Bakayoko în locul lui Tomori, iar Baloture, da, Baloture în locul lui Hernandez. Trebuie să improvizăm un pic, că nu avem ce să facem. Și echipa noastră de start sună cam așa: Mike Maignan, Baloture, Bakayoko, Kalulu și Dest în apărare, Tonali, Bennacer și Selemakers la mijloc, Leao, Ibrahimovic și Ante Rebic în atac. Zic să-i dăm zbice. Am venit așa în vizită și pe Olimpico. Și ne dăm pe attacking și dăm drumul. Selemakers pasă pentru Leo. Leo pentru Tonali. Tonali pasează bine la Bennacer. Bennacer îl găsește pe Serginho Dest. Dest în centru pentru Selemakers pentru Ibrahimovic, care șutează nemaipomenit și obține un penalti. Maraș Cumbula vede cartonașul galben. Îl cunoaștem că l-am avut și noi și tot la fel vedea cartonașe galbene. Dar ce, e lovitură liberă sau penalti? Că nu mă prind. Penalti. Îl lăsăm pe Ibra Cadabra să-l bată. Și gol! 1-0 cu Roma. Zlatan Ibrahimovic înscrie. Nici n-a început bine meciul și deja înscriem aici pe Olimpico. Bine, băi, Ibra. Mamă, ce bine a șutat! Mi-a plăcut. Cred că îl mai bag. Așa, pe final de meci, când am nevoie de șuturi la distanță. Dest intervine bine acolo. În fața lui Zalewski. Kevin Volland. Volland, cât pe ce să fie faultat de Kalulu, Tammy Abraham înscrie și ne egalează în minutul 10. Se înscrie repede aici pe Olimpico. Leo pasează pentru Selemakers.
Tonali pasă bună pentru Pierre Kalulu. Bennacer înapoi pentru Selemakers. Tonali încearcă să șuteze, șutează în Kumbula. Mamă, mamă, mamă. Și Kevin Volland prinde un șut bun, dar apără Mike Maignan. Centrează Pellegrini, iese Mike, prinde nemaipomenit. Pasează bine pentru Ibrahimovic. Bennacer pentru Baloture. Ibrahimovic. Bennacer. Mamă, ce a intervenit acolo Cristante. Zalewski pasează pentru Voland. Dar și Kalulu intervine bine acolo. Sandro Tonali schimbă partea acum pentru Baloture. Ibrahimovic pasează bine pentru Selemakers intră în careu și 2 la 1, minutul 30. Iată că Ibrahimovic a intrat nemaipomenit în meci, un gol. Nu contează că e din penalti, penaltiul a venit tot din faza lui și o pasă de gol pentru Selemakers. Super bine. Pellegrini acum. Dybala greșește un pic pasa. Tammy Abraham. Abraham. Am pierdut mingea cam repede. Nici n-am apucat să sesizez ce s-a întâmplat. Abraham greșește din nou pasa. Selemakers intră bine și el în meci. Ar trebui să-l joc mai des. Rafaleao pentru Ibrahimovic. Ibrahimovic se bate acolo pentru balon, dar îl pierde în cele din urmă. Ce-a vrut ăla să facă acolo? Rafaleao. Leo pasează bine pentru Selemakers și cred că este pauză. Pauză aici pe Stadio Olimpico, conducem 2 la 1. S-a marcat destul de repede. Ne-am descurcat. Chiar ne-am descurcat. Vom face o schimbare minoră. În locul lui Bennacer îl voi băga pe Sangare. Și îl bag și pe Rade Crunici în locul lui Tonali, pentru că sunt cam obosiți băieții ăștia. Păi nu i-am odihnit și avem nevoie de ei neapărat. Așa. Păi, nebun, am crezut că nici nu l-am băgat. Nu miram, ce fac, mă, nu-l bag pe Rebici, dar e în teren. Dar nu l-am văzut. E ok. Începe și repriza secundă. Volant pasează bine pentru Tammy Abraham. Abraham cu pasă pentru Zalewski. Zalewski intră acum în careu. Tammy Abraham șut, dar Mike Maignan reține. Pellegrini defilează printre jucătorii mei. Pellegrini intră în careu și înscrie. Ce-i, mă, prostia asta, mă, frate? Deci că erau cu echipierii să nu atacau. Ibrahimovic cu o pasă bună acum. Rebic centrează bine pentru Rafa Leao, dar nu ajunge Leao la balon. Bakayoko acum. Bakayoko pentru Sangare. Serginio Dest deposedat.
Timu e Bakayoko, s-arunc acolo nemaipomenit, ne scapă. Iese cum Kumbula, intră Matic și iese Zalewski și intră Karsdorp. Ce a făcut mai Ibrahimovic acolo? Ibrahimovic încearcă pasa pentru Rafa Leao, dar nu reușim decât să respingem mingea în aut. Cristante pentru Chris Smalling. Tammy Abraham, cât pe ce Serginio Dest să facă o nasoală acum. Să ne facă să avem prima înfrângere. Karsdorp, Ibanez. Ibanez pasează pentru Pellegrini. Pellegrini întoarce pentru Karsdorp. Bine Dest. Bă, ce e asta aici, mă, Bambilici? Kevin Volland intră în careu, bară Kevin Volland. Așa nu se mai poate, mă, ia dăm pe ultra-attacking. E momentul să dăm gol, trebuie să câștigăm. Dest pasează nemaipomenit pentru Ante Rebic. Rebic, Rebic urcă bine, Rebic. Centrează Rebic pentru Leo, dar Leo nu prea sare la cap. Matic îi fură mingea la secundă acolo. Nu știu ce a vrut să facă Dybala, dar e ok. Mike Maignan degajează balonul. Sangare sare bine la cap. Ibrahimovic acum pentru Rebic. Rebic cu un ultim atac. Întoarce mingea Rebic. Rebic pentru Sangare. Sangare, șut, gol! Sangare aduce victoria minutul 93. Nemaipomenit Sangare. Un șut simplu pe jos la rădăcina barei ne aduce victoria. Ibrahim Sangare. Iată că nu ieșim din episodul de azi doar cu egaluri. 1-1 cu Chelsea, reușim în minutul 93 să-i batem pe Roma. Egalăm pe Lazio în fruntea clasamentului, probabil suntem și pe primul loc, consultând așa golaverajul. Hai să verificăm un pic așa. Și Salzburg cu Dinamo Zagreb au făcut egal. Hai să vedem un pic în ansamblu așa ce s-a întâmplat. La Supercupa Italiei, care vom câștiga, evident, nu avem de ales. Suntem pe primul loc. Dar avem un joc în plus. Cu cine are acum Lazio? Poate așa să consultăm un pic aici etapele. Lazio are cu Salernitana, da. Deci vor câștiga. Dar avem golaverajul mai bun. Nu cred eu că bate Lazio 6-0, așa că stăm bine pentru moment. Ce mai avem aici? Mexic vrea să le fiu antrenor. Nu mă interesează. România, doar atât. Bun, episodul următor avem meci cu Dinamo Zagreb și cu Fiorentina.
Asta e clar. Pe Fiorentina e destul de bună. Oh, super! Se apropie încet încet și meciul cu Lazio. O să decidă de la bun început cine va câștiga titlul. Ca să nu avem probleme. Dragilor, asta a fost tot pentru azi. Lăsați un like dacă v-a plăcut episodul. Abonați-vă dacă n-ați făcut-o deja. Până data viitoare, să fiți cu minte, nu cu minți. Pa!